Spitalul Județean de Urgență Zala organizează în data de 18 ianuarie concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical pe durată determinată în cabinetul Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice. Dosarul de concurs va cuprinde formularul de înscriere care se obține de la Serviciul Resurse Umane, copia actului de identitate, copia diplomei de studii care atestă studiile în specialitatea postului, copia carnetului de muncă și adeverințe care să ateste vechimea în muncă și sau în specialitate, precum și certificatul de membru și avizul pentru autorizarea exercitării profesiei eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, moașelor și asistenților medicali Sălaj. De asemenea, candidații vor trebui să anexeze la dosar și cazierul judiciar, adeverință de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă, chitanța de plată a taxei de concurs și copiile actelor prevăzute în dosarul de concurs legalizate sau însoțite de documentele originale. Înscrierile la concurs se fac până în data de 11 ianuarie 2016, ora 15, la Serviciul Resurse Umane. Alte relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0260 616 920 sau 0752 269 700, interior 112, biroul personal.